Sala de spectacole a Casei de Cultură Ina Roman din Măgidi a găzduit lansarea de carte a scriitoarei Zuli Mustafa. Al treilea călător este experiența pelerinajului Camino. Santiago de Compostela din Spania, călătorie organizată în 2008 de scriitoare și materializată 2 ani mai târziu în acest roman. Pentru prima dată, un autor român a venit cu o viziune diferită, trimițând chiar din timpul călătoriei reportaje despre miile de pelerini care străbăteau Spania la pas pe o distanță de 900 de kilometri. Reportajele și scrierile sale au fost cuprinse în romanul Al treilea călător. În momentul în care am început călătoria pe Camino Santiago de Compostela, am vrut să plec cu o singură prietenă, numai că ea a mai adus pe cineva și așa că ne-am pomenit 3 pe drum. După vreo 300 de kilometri în care am mărșăluit împreună, mi-am dat seama că, de fapt, al treilea călător, călătorul în plus în această călătorie, eram eu. La această lansare au fost prezenți iubitori de lectură din Medgidia, dar și din alte orașe. Am considerat-o puțin ciudată, chiar nu i-am spus, dar am zis de ce unui islamic îi trebuie o călătorie, un pelerinaj făcut de catolici, de creștini catolici. Nu am realizat pe moment că, de fapt, ea vrea să depășească anumite bariere. Cu fiecare lansare de carte, Zuli Mustafa surprinde prin subiectele și mesajele abordate, fiind unul dintre puținii autori din Medgidia publicați și peste hotare.